Stimați telespectatori, ne aflăm în studiourile televiziunii franceze, unde scriitorul Eugen Ionescu a avut amabilitatea să vină pentru a da un interviu televiziunii române. Aș vrea să încep acest interviu cu gândul pe domnul Ionescu să ne spună câteva cuvinte despre piesa domniei sale Nou Locatar, care va fi montată la televiziunea română. Sunt foarte bucuros că această piesă va fi prezentată de televiziunea românească. Cred că alegerea este potrivită în măsura în care pot să fiu obiectiv, fiindcă afacerea asta mă privește personal foarte mult. Dar cred într-adevăr că este o piesă făcută pentru televiziune. Am impresia că piesele mele sunt făcute pentru televiziune. Și piesa asta în special, fiindcă în această piesă sunt o sumă de evenimente vizuale, de întâmplări vizuale, de imagini. Și imaginile, după părerea mea, imaginile scenice, exprimă mai bine decât discursurile o seamă de neliniști, de angoase, de probleme. Adică imaginea este un sistem de expresie potrivit pentru teatru și pentru televiziune.